Pentru că nu au respectat regulile Bisericii Ortodoxe, au fost caterisiți în imediată apropierea județului Bacău, în Secuienii Noi. În apropiere de Roman, o biserică privată s-a transformat în Mitropolia Moldovlahiei, la care au aderat mai mulți preoți caterisiți de Biserica Ortodoxă Română. Fostul preot Mihail Claudiu Vasilache, în prezent mitropolit, a fost caterisit de către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului pentru că a divorțat și s-a recăsătorit de 2 ori și pentru că a deschis cartea pentru credincioșii care călcau pragul parohiei sale, ghicindu-le viitorul. El nu s-a conformat deciziei Bisericii Ortodoxe Române și a înființat în curtea casei sale o biserică privată pe care a afiliat-o ulterior ca o fracțiune desprinsă din Biserica Ortodoxă Ucraineană, intitulată Biserica Creștin-Ortodoxă după vechiul calendar, unde a fost repus în tainele preoției. Fostul preot de la Secuieni Roman a fost caterisit în urmă cu 8 ani de zile pentru neascultare de către Biserica Ortodoxă Română. Acolo, din informațiile noastre, funcționează o asociație fără acordul, fără binecuvântarea și fără niciun sprijin din partea Bisericii Ortodoxe Române, datorită faptului că prin caterisire nicio persoană care a activat în Biserica Ortodoxă Română nu poate oficia slujbe ortodoxe și nu poate de asemenea purta veșmintele unui preot ortodox. Bisericesc am științat și autoritățile statului, instituțiile statului privire la această situație. Ceea ce rămâne de făcut este, din punctul nostru de vedere, ca instituțiile statului să ia măsurile care se impun în asemenea situații. Un alt caz asemănător este la Bereș-Sascut, județul Bacău, unde fostul preot Neculai Floristeanu a fost caterisit de Biserica Ortodoxă Română, el nemai având voie să poarte veșmintele bisericii și nici să slujească. Cu toate acestea, Floristeanu își ridică în curtea sa o biserică privată, la care încă de acum participă o treime dintre sătenii din sat. La biserica normală. La biserica normală. Da. Și fostul preot, cel caterisit, își face și el o biserică în curte. Știu. O să mergeți și la aceea. Dar unde s-a întâmplat biserică privată? Eu n-am auzit. De biserică privată n-am auzit niciodată. Vă mai amintiți scandalul cu preoții de aici din sat? Că are vreo 2-3 ani, nu? Scandalul. Da, cam 3 ani. Despre ce a fost vorba atunci? Ce s-a întâmplat? A fost vorba de la inventarul bisericii. A fost vorba că ăsta nu vrea să dea inventarul bisericii, care era. Pe el l-au caterisit? L-au caterisit înainte și a mai profesat după asta tot în biserică cam vreo 6 luni, jumătate de ani. De ce l-au dat afară din biserică? De ce l-au dat, doamne? Nu știu. Aia e biserica lui, că e în curtea lui. Dacă vrea, te primește, dacă nu, nu. Ne mergem la biserica la care ne-am botezat, la care ne-am curunat, la care ne-am botezat copiii, nu? Așa e corect? Dânsa e de altă părere, dar noi nu putem să fim toți la fel. Așa, fiecare merge cu credința lui, credință. Credeți că fac bine oamenii că merg la biserica aceea? Nu știu, fiecare face ce vrea, fiecare își alege ce vrea. Ce religie vrea, ce sectă, fiecare e cu drumul lui. Noi mergem acolo, așa credem că e mai bine și mai frumos și mai cuvincios. Așa, pentru că acolo ne-am botezat și ne-am coronat. Și e biserica satului. Acolo la el e biserica lui, din curtea lui. Dacă vrea te primește, dacă nu, nu.